Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soarele nou venit, ascendent nodul nord în fecioare, etalare pentru august aproximativ sau jumătatea lui august, cum vreți voi să o luați, sau august septembrie, acum reușesc să fac etalarea. Sper să fie de bun augur. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut asul de spade, împăratul și doi de monede. Cred că trebuie să alegeți în a vă echilibra viața și în a manifesta. Zic manifestare că am văzut magicianul, un anume soi de echilibru și un anume fel de a cuvânta. Interesant este că în timp ce am amestecat clarificator, interesant. Iar apare împăratul. Și asta îmi confirmă, la ultimele etalări tot au venit cărți duble din două serii, același simbol. Trebuie să, eventual, să vă coordonați viața după noi reguli, după noi principii, în primul rând după regulile voastre. Dar mare grijă, aici este o avertizare, mare grijă să nu vă păcăliți, să nu vă lăsați păcăliți, să nu vă lăsați influențați de oameni, de conflicte, că văd aici 5 de bâte, 7 de spade, oameni prefăcuți care vin, pleacă, fură, nu sunt corecți. Să nu vă lăsați influențați de acest gen de oameni atunci când vă veți, unii dintre voi, vă veți concentra pe stabilitatea voastră și pe principiile pe care ar trebui să le manifestați. Probabil, pentru unii dintre voi, acest împărat, care apare de două ori, avertizează asupra faptului că cineva încearcă să vă controleze și celelalte cărți, să vă controleze într-un mod neplăcut. Vă urmărește eventual cu valetul de spade. Să vă controleze, să vă manipuleze, să vă urmărească. Da. Hai, soare, lună, apropo de lună, că tot e lună plină, interesant. La lună plină se va întâmpla. O să fac etalare, ascultați etalarea pentru lună plină. Vă eliberați 8 de cupe. Vă eliberați de cupele goale. Vă eliberați de ceva nesănătos. Ar fi minunat. Și să mergeți cu încredere. Spre ce vă face fericit, spre ce vă face să vibrați, spre ce vă animă, știu. O dată, de două ori. Ia uite, măi, îndrăgostiții. Tot vrea să vorbească aceste de cărți. Sunteți îndrăgostiți? Poate că trebuie să vă îndrăgostiți. Sau să vă lăsați îndrăgostiți. De trei ori. Deocamdată aveți niște probleme într-un anume cuplu. Aveți probleme financiare unii dintre voi și într-o relație cu cineva aveți niște probleme. Fecioară. Oh, în ultima vreme. Am văzut eu, dar m-am abținut să zic să mergeți spre ce vă excită. E un cuvânt real, românesc și nu doar românesc. E o latura noastră. Am văzut Cavalerul de Bâte și Soarele și am zis, mergeți către ce vă atrage, ce vă face să simțiți pasiune. Dar e o pasiune foarte mare, arzătoare, aș spune, cu asul de bâte și 10 de bâte. Și care trezește și o latură destul de romantică în voi. Cu cavalerul de cupe. Și aceasta se manifestă de ceva timp, nu e chiar de ieri de azi, e de ceva timp, de o lună, de 2 luni, de 6 luni, de un an, e undeva de la domeniul trecutului, dar nu că ați fi încheiat, posibil să vă influențeze, că normal trecutul influențează prezentul. Dar probabil că e atât de importantă, de intensă această atracție, că da, a apărut. Hai să vedem. Eventual sunteți, pentru că am văzut îndrăgostiții, sunteți puși să alegeți între
o situație mai veche care vă consumă și o nouă pasiune. Teribilă, teribilă. Dacă aici sunt 10 bâte, aici este una și mare, mare cât vrejul de fasole, da? Din poveste. Depășește casa, depășește orice așteptare, aș spune. E o pasiune care depășește orice așteptare. Și dacă ați crezut că celelalte situații au fost intense, asta este ceva ce nici voi nu credeați. În fine, o să clarificăm. În prezent, regele de spade, doi de spade, trebuie să alegeți, da? Și luna. Iar am mai spus, cred că și la gemeni, trebuie să fiți între intuiție și rațiune. Dar o să clarificăm. Poate că aveți de ales între un semn de aer sau o persoană, nu neapărat un semn de aer, o persoană logică, rațională și o persoană foarte sensibilă, intuitivă. Sau să fiți, trebuie să alegeți între două aspecte ale voastre, între două aspecte ale persoanei cu care aveți de-a face, dar o să clarific. Până acum aveți semn de foc, berbec, leu, săgetător, aveți peștrac, scorpion, aveți balanță, gemeni, vărsător, magicianul iar apare în viitor. Opt de spade. Și asul de spade, mă bucur că reapare. După cum arată cărțile, se pare că trebuie totuși să blocați. Trebuie să blocați o situație din trecut care v-a consumat, care nu v-a creat prea multe perspective, care v-a blocat, să zic, viziunea. Vedeți? Interesant. Și în multe seturi de cărți de tarot, 10 de bâte arată un personaj care se implică într-o situație, dar nu mai vede în jurul său nici viitorul, nici cei deasupra, efectiv nu mai are viziune. Și atunci, dacă v-ați implicat într-un anumit lucru, la un moment dat, ar cam trebui să vă gândiți, să meditați, să blocați, chiar se merită? Chiar se merită aici, aici sunt bâte, aici sunt spade, chiar se merită? Eventual, dacă blocați persoanele care v-au pus în cârcă prea multe responsabilități. Probabil ei să rămână gândind, o să clarific, evident, să rămână gândind la această alegere. Ar fi varianta frumoasă. Îmi place totuși că în prezent și în viitorul apropiat se vede, nu știu dacă e dorința voastră, cât avertizarea Universului că ar trebui totuși să fiți raționali. Eventual trebuie să vă înțelegeți emoțiile, să vă înțelegeți atracțiile. Ca să știți ce să manifestați, ca să știți cum să aveți victorie și să nu vă mai blocați în alte, cum ați făcut în trecut. Pentru că am spus, aici este un blocaj, aici este un alt blocaj, 8 de spade. Pentru unii, încă n-am clarificat, dar văd și posibilitatea, dacă este o mare, mare atracție între voi și cineva, persoana respectivă să încerce, persoana respectivă, nu știu dacă sunteți voi, persoana respectivă să încerce să fie rațională, să gândească cu ce mă ajută acest foc, acest magnetism, această atracție. Da? Și să discearnă între emoții, frici, confuzie și să aleagă, să blocheze, nu știu, poate o perioadă, să blocheze această evoluție, să zic, această atracție, această romanță, e chiar și o romanță. Din ce motive? Probabil că se simte manipulat, manipulată, probabil că se simte blocat, blocată în manifestări și își dorește să manifeste altceva, nu neapărat altceva cu altă persoană, chiar și cu voi, alt fel de
etapă în relația dintre voi. Victoria, să nu zice nimeni nu, dar în care se trece dincolo de fizic, dincolo de emoții și de confuzie și se manifestă altceva logic, ceva logic, ceva... Care ar fi cuvântul? Luminos îmi vine în gând. Luminos. Altfel, dacă nu se discerne corect, riscați și voi și cealaltă persoană despre care vorbesc, poate că o știți, poate că urmează să o cunoașteți, că sunteți între două începuturi, poate să fie două etape, cum am spus. Altfel, dacă nu se discerne, riscați să rămâneți blocați în gânduri. Ah, ce frumos, am tras cu coada ochiului după asul de spate, vine și asul de cupe. Aici este. Da, cineva, ori voi, ori cealaltă persoană, sau poate că ambii, fiecare în felul său. Vreți victorie, vreți dragoste, dar trebuie să gândiți bine. Și pasiunea asta cum a venit, și emoțiile cum se exprimă. Aici, asul de spate, trebuie să se exprime emoțiile. Da, și temperanța. Deci, aici este. Până la urmă, chiar și neclarificat, la aceeași concluzie, să zic, rămân. Trebuie să discerneți bine. Voi, cealaltă persoană, nu contează cine, despre cine vorbesc, chiar dacă e zodia fecioare, sau poate aveți ascendent, poate aveți lună, da? Lună în fecioară, nu știu. Ideea e că se poate manifesta o nouă dragoste, cu răbdare, echilibrată, care vindecă, care aduce adevăr, poate această pasiune mult mai veche de care vreți să vă debarasați și aveți de ales între o nouă situație. Dar ca să se manifeste, ia uite, superbitatea aceasta de oportunitate, să zic, asul de spade, asul de cupe și temperanța, trebuie să vă deprogramați de vechea pasiune, de vechile responsabilități toxice, că am văzut împăratul de două ori, da? De oamenii care v-au manipulat, eventual de niște tendințe pe care toți uneori le avem, da? Ca să puteți manifesta. E o diferență între a manifesta și a manipula. Da, la capătul setului de cărți, trei de cupe. Bucurie mare. După o perioadă... Of, ați avut o perioadă de... V-ați întâlnit cu un suflet pereche foarte, foarte drag și foarte... sensibil, aș spune, dar care adaugă, să zic, la stresul pe care îl aveți și din cauza asta probabil a trebuit să fiți mai reținuți, remitul, mai puțin expresiv, v-ați gândit, măi, sufletul meu pereche, nu este, că deja a venit când, cum se zice, n-a venit la timpul potrivit și totuși roata norocului a venit la timpul potrivit, chiar dacă voi aveți multe situații în viață, mult stres, multe, diavolul. O relație toxică de care știți că trebuie să vă debarasați, știți că trebuie să luați o nouă direcție în viață, dar toate aceste, această, cum zic, conștiință sau aceste planuri de viitor vă creează și mai mult stres. Ia că așa a venit și sufletul pereche, tocmai când trebuia să începeți o nouă direcție în viață. Și totuși vă aduce bucurie. Vă aduce bucurie. Hai să clarificăm. Cât am vorbit? 14 minute. Asul de bâte pentru fecioare în trecut. Asul de bâte. Asul de bâte. Nu de bâte. Steaua și șase de spade. Este o atracție foarte mare pe care ați încercat să o blocați. Să o țineți la distanță, să vă îndepărtați de ea,
Dar am senzația că nu reușiți. Nu reușiți. Zece de bute. Zece de bute pentru fecioare. Aici e și un blocaj. Aici e o mare problemă. Aici cred că cineva vă controlează, că am văzut împăratul de două ori. Cineva vă controlează și vă pune un anume tip de responsabilități sau de situații peste situații. Și vă ține într-o stare de regrete, de cinci de cupe, de suferință. E o suferință emoțională. Și e și un blocaj. Ați văzut, a venit pe orizontal. Mare grijă că la acest capitol sau la acest, să zic, departament, acest departament al vieții poate altă situație, da? Am senzația că cineva vă manipulează mental în timpul nopții. Mare grijă. Magicianul nouă de spade. Poate vă pune în situații în triunghiuri amoroase sau pe unii, nu pe toți. Dar e o situație destul de... Da, așa aș vedea. Ziceam acum de spate. Cavalerul de cupe. Ia. Cinci de spade. Mai dăm o carte pe 5 de spade. Sunt multe. Și totuși. Da, nu știu, am senzația că este un cineva care a venit în viața voastră cu o comunicare emoțională, empatică, altfel decât sunteți obișnuiți sau ați fost obișnuiți, și acest gen de comunicare a creat conflicte în viața voastră. Creează conflicte. Probabil că nu sunteți obișnuiți, pentru că apare o posibilitate, iar asul de cupe care se regăsește în viitor. Apare o posibilitate de a construi ceva, o relație, o prietenie, poate să fie și o prietenie puternică, o prietenie care vindecă, o prietenie cu care puteți crește împreună cu persoana respectivă și dacă nu-i prietenie, și dragoste, că totuși e asul de cupe, da? Dar totuși, pentru această posibilitate, pentru acest potențial, trebuie să vă luptați foarte mult. Sunt mulți oameni care vă vor invidia pe voi, pe ei, da? Cinci de spade, cinci de bâte. Cavalerul de cupe. Totul a pornit de la o comunicare, de la suflet la suflet, că tot am văzut sufletele perechi, da? Și am zis, a venit această comunicare de la suflet la suflet, ia uite, cinci de bâte, iar apare. Cu nouă de spade. Te-ți înconjurați de niște oameni care vă influențează negativ. Aveți niște probleme, multe probleme de rezolvat. Și ia ca pentru unii dintre voi a venit ceva cu un potențial foarte frumos. De stabilitate, pe termen lung. Puteți să construiți. Aici puteți să fiți voi, cavalerul de monede, da? Cu răbdare puteți să construiți o nouă dragoste, o relație puternică, dar pentru asta trebuie să vă luptați cu cinci de bâte, cu cinci de spade. Și știți voi chestia asta, nu-i de ieri de astăzi, de-aia a apărut în zona trecutului, nu-i de ieri de azi. Da. Ia. O bucurie care se suprapune peste o mare durere. Dar rămâne de văzut că dacă vrei să menții această bucurie, că apare de două ori trei de cupe, trebuie într-adevăr să vă luptați. Clarificăm regele de spade. Regele de spade. Regele de spade e un bun strateg. Puteți să fiți chiar voi, că totuși sunteți mercurieni, da?
Sunteți ghidați, guvernați de Mercur. Regele de spade a fost clarificat de valetul de monede. Ar trebui în această perioadă să vă gândiți logic cum să puneți în practică. Inclusiv pentru că valetul de monede este înainte de cavalerul de monede. Dar cum să puneți în practică? Eu știu ce? Acest potențial, dacă vreți, de colaborare, de prietenie, de dragoste. Nu pot să mă fixez doar pe dragoste, dar există și această posibilitate. Și totuși, la capătul setului de cărți, posibil, încercați să fugiți de dragoste. Încercați, pentru că ați fost răniți, da. Pentru că ați fost răniți. Doi de spade. Sau poate... doi de spade, șase de pâte. Cine n-are încredere? Da, am zis, această dragoste. E o dragoste, măi, până la urmă e dragoste. Chiar dacă la început pare confuzie, chiar dacă la început pare pasiune, chiar dacă la început e, nu știu, altceva, vă creează confuzii. Eventual n-aveți încredere. Nu aveți încredere. Și trebuie să vă gândiți. În tăcere. Na, eremitul, nu? Până la urmă. Mai dăm o carte pe șase de bâte. Dacă cineva vă blochează, poate că vă afectează încrederea în voi înșivă, eu știu. Mai dăm o carte pe șase de bâte și de spade. Ia uite, șase de cupe. Ați vrea să vă împăcați. Ați vrea să creați, să comunicați cu acest personaj. Dar e un soi de neîncredere. Pentru că și voi și ei trebuie să alegeți corect, aș spune. Da. Luna, clarificăm luna. Ia, trebuie să aveți foarte multă răbdare ca să vă înțelegeți și stările și emoțiile și confuzia pe care o trăi luna. Patru de spade, asta e carta eremitului. Da? Varianta mică. Analizați emoțiile, analizați-vă fricile. Ia uite, pasiune este, apropo de ce am zis mai devreme, între două suflete perechi. Exact ce am zis. Un nou capitol, iar asul de bâte. În prezent, asul de bâte se manifestă, chiar dacă el a venit mai de ceva timp. Nu știu de cât timp. Se reactivează, să zic. Posibil să aveți nevoie să trebuiască să faceți drumuri, să fie o distanță, nu știu, o distanță între voi lumea, peste hotare, vreau să zic. Să fie o dragoste peste, eu știu, la distanță, sau să trebuiască să călătoriți periodic, să vă întâlniți cu acest personaj, unii dintre voi, că e și steaua la distanță. E o întâlnire predestinată pe care o manifestați destul de greu. Am zis, trebuie să vă luptați. Trebuie să faceți multe drumuri. Dar oricum, pasiunea este atât de mare încât chiar și distanța, chiar și drumurile, chiar și conflictele mențin această pasiune. Interesant cum vine mesajul. Chiar dacă undeva stabilitatea e amânată din niște motive. Cineva ascunde dragostea între timp? Trebuie să ascundă dragostea? Nu știu dacă trebuie, dar așa consideră. Că nu poate să exprime încă toată dragostea sau emoțiile pe care le simte până nu rezolvă niște situații. Magicianul în viitor. Magicianul, vă rog frumos, pentru fecioare. Puteți să fiți chiar voi o altă variantă, mai comunicativă, mai strategă, am zis? Corect, da? Mai fascinantă, că magicianul e fascinant. Oh, wow, ce frumos! Asta e. Vrei să manifestați într-un mod, nu zic musai, misterios, poate în secret. O relație stabilă. O relație stabilă. Dar am zis, asta e o chestie mai de viitor. Cu Marea Preoteasă, poate că încercați, apropo de lună plină, lună nouă, încercați să manifestați cu ajutorul ciclurilor lunare
Ce mai văd? Da. Aș spune că iar apare împăratul cu patru de bătecuri și cu soarele. Da. Vreți, unii bărbați ar spune că vreți să deveniți o variantă a voastră superioară, pe care nici voi nu știți cum se va manifesta, dar o vedeți deocamdată, o vedeți sub forma banilor și a stabilităților, dar simțiți că se poate mult mai mult. Magicianul și Marea Preoteasă, interesant, amândoi sunt... Sunt bun partener de... Amândoi lucrează cu lucruri subtile, nevăzute. Pești, drac, scorpion, iar. Fecioară, taur, capricorn. Amândoi știu să manifeste succesul într-un mod misterios. Lumea să se uite, vai, dar cum a reușit? Uite, unul se roagă, altul lucrează cu energiile. Interesant, ar putea să fie două persoane diferite. Da, pentru că aici sunt două persoane diferite. Interesant, 8 de spade. Aici este măi, iar cineva e legat. În viitor există o amânare din acestor dorințe și potențiale și dragoste și pasiune și ce mai e, se amână, chiar dacă doriți să manifestați. Știți că oricum trebuie să aveți răbdare, pentru că cineva este legat. Că e legătură mentală, că este fizică, că sunt responsabilități, că sunt amânări de situații necesare. Amânările în această poveste sunt necesare ca să vă dezlegați, înțelegeți? Să vă dezlegați de vechile povești, pentru că aici cineva se dezleagă, totuși. Trebuie să schimbați perspectiva, trebuie să învățați să aveți încredere, trebuie să vă reprogramați. Copt de spade e un program mental negativ, trebuie să vă reprogramați. Să aveți speranță, să aveți o altă viziune, că e altă viziune. Da. E ciudat ce văd eu aici. Aș spune că, nu știu dacă sunteți voi, gânditori, obsedant cu 8 de spade și cu diavol, obsedat de gânditori, cum să manifestați eventual, iar acest 3 de cupe, un anume tip de fericire, de întâlnire cu sufletul pereche, eventual. În condițiile în care apare o separare între voi, turnul, și posibil unul dintre voi încearcă, sau cealaltă persoană încearcă să plece, turnul, și faetonul să-și vadă de drumul său, să blocheze situația, și atunci de-aia apar amânările. Aș spune că voi vreți ceva. În secret vă doriți, în secret, în sinea voastră, în sensul ăsta, în sinea voastră, nu stați să exprimați tuturor ce vreți. Dar vreți să manifestați relația de lungă durată, vreți să manifestați stabilitate, vreți succes, vreți pentru că simțiți că se poate. Chiar dacă sunt lupte, chiar dacă sunt călătorii, dar cealaltă persoană s-ar putea să zică nu. Prea mare efortul, prea... Prefer separarea și să-mi văd de drumul meu și să blochez situația. Poate că și voi trebuie să vă... Nu poate. Cu siguranță. Iar o chestiune aici de trecut. Să separați trecutul de prezent și de viitor. Asul de spade. Clarificăm asul de spade. Șapte de cupe. E drăguț că vine totuși clarificare mentală într-o situație care e destul de pare confuză.
Aș spune că e complexă și din cauza asta pare confuză. Poate că aveți și voi opțiuni, au și ei opțiuni și când și voi puteți scoa cineva și ei pot scoa cineva... Mai dăm o carte pe șapte. Ia uite, îndrăgostiți. Aici e confuzia. E vis sau e realitate? Mi se pare mie pe bune, chiar iubesc? Chiar mă iubește persoana sau e doar așa o... o idee? Pentru că am trecut prin prea multe suferințe. Și totuși, pasiunea este teribilă și dragoste și emoție și... Și stați și analizați. Vă gândiți că fecioarele așa fac. Și nu doar fecioarele, dar în fine. Mai dăm o carte pe șapte de cupe. Totuși, aveți o înțelegere asupra unor chestiuni care până mai azi, ieri, păreau confuzii, păreau iluzii, păreau... Ce... Dust in the wind. Șapte de cupe a fost clarificat. Asta e interesant. Aș spune moartea confuziilor și manifestarea adevărului. Cum se manifestă? Nu știu, prin cuvântare, prin exprimare. Voi veți ști la momentul potrivit. Posibil cineva, iar este foarte posibil. Totuși. Dar apare asul de cupe. Mă dă și pe asul de cupe. Lăsați-mă un pic să văd ce cu asul de cupe și apoi să spun ce îmi stă așa. Iată, șapte de monede. Șapte de monede, dar invers. Posibil unul dintre voi s-a săturat de așteptări. Am spus, dacă pentru această dragoste trebuie să vă luptați foarte mult, posibil unul dintre voi să nu aibă răbdare. Să nu mai aibă răbdare, că la șapte de monede persoana are răbdare. Investește pas cu pas, lucrează. Să nu mai aibă răbdare. Pentru că apar niște amânări. Și atunci, repet, amânările creează confuzii, iluzii și nu știu dacă voi sau cealaltă persoană sau persoana din trecut, nu persoana aceasta despre care vorbesc, persoana din trecut, ideea este că se încheie o situație confuză și se manifestă ceva nou. Nu pot să spun, pentru că e talare colectivă. Dacă confuzia este referitor la un trecut mai vechi, dacă este referitoare, scuzați-mă, confuzia este în legătură cu această dragoste și pasiune, ceva așa, o oportunitate foarte specială, dar pentru care, repet, trebuie să vă luptați. Și persoana în cauză știe că trebuie să vă luptați, știe că trebuie să transformați transformare. Dacă voi aveți opțiuni sau ei au opțiuni, de ce o fi ridicat vocea, nu știu, trebuie să vă transformați. Și să fiți, interesant, în exclusivitate. Și nu se știe. Dacă veți putea fi în exclusivitate ca să puteți manifesta adevăr și victorie, nu? Interesant. Mai dăm o carte pe șapte de monede. Văd totuși că vă pasă ceva acasă. Acasă, cu mama, cu soția sau cu o figură feminină acasă, iar aveți niște responsabilitățile alea care vă țin, vă îngreunează, vă atârnă, așa, de gât ca o piatră de râu. Mai dăm o carte pe șapte de monede și pe asul de cupe. Probabil e mai în septembrie, iată. Exact ce am zis mai devreme. Și totuși, da. Și totuși există speranță. Aș spune. La un moment dat o să spuneți că și voi v-ați săturat de așteptări, de atâta precauție, iar se nu fecioare într-o anumită formă, da? Precauție, hai să fiu atent, la, sau atentă. Să ziceți, gata, nu mai,
am obosit să fiu atentă, vreau să manifest stabilitate, vreau să manifest dragoste, vreau să am încredere în această dragoste, vreau să am încredere în valoarea mea, în principiile mele. Dar altfel de principii, aș spune. Pești, drac, scorpion, taur, capricorn, fecioară. Și atunci trebuie să echilibrați, va trebui să învățați să vă echilibrați. În principiu cam asta e, dar ce e foarte interesant, în prezent, în prezent, e totuși pasiunea asta. Sfatul. Încercați să treceți de acest sentiment de insecuritate. Și faceți-vă timp să vă iubiți, că odată ce vă iubiți, știți și ce aveți nevoie în dragoste. Știți ce fel de oameni aveți nevoie. În momentul în care vă iubiți, știți ce fel de oameni aveți nevoie. Da. Și, uite, faceți curățenie în minte, că sunt multe gânduri, sunt multe, multe gânduri. Sper că v-a plăcut și v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Niciodată n-a făcut etalări la ora asta. Numai bine, ceau, ceau!